Primăria Chiești își propune câteva noi modalități de a promova comuna și de a reînvia vechi obiceiuri ale locuitorilor care erau organizate cu prilejul unor evenimente de peste an. Primăria Chiești își propune câteva noi modalități de a promova comuna și de a reînvia vechi obiceiuri ale locuitorilor comunei prin introducerea mineritului în circuitul turistic local și prin organizarea unor evenimente la goronul lui Mihai Viteazu. În urmă cu 30 de ani să făceau niște evenimente foarte frumoase la noi, la goronul lui Mihai Viteazu. În partea de nord a comunei, există, în partea de sud a comunei, există un loc în care, în copilăria mea, era un goron, acolo la care istoria spune, nu spun eu, și spun istorici, că o poposit Mihai Viteazu atunci când s-a dus la Guruslău. Aici a stat un loc și o poposit. Era un goron care trebuia să-l cuprindă 7 persoane cu brațele închinse. Așa era de voinic. L-am văzut, nu vă vorbesc povești. În perioada în care eu eram copil, fiindcă de aici ați născut, aici am copilărit, se făceau evenimente foarte frumoase acolo, una la mână. Erau niște spectacole foarte frumoase și al doilea la mână n-avea nicio infrastructură, n-avea un drum, n-avea nimic și totuși găseau oamenii modalitatea de a se duce acolo. Sigur, și în perioada aceea, așa ca și oricând, după sărbători, erau care stăteau și a doua zi acolo. Așa era de frumos și probabil așa era de plăcut la unii ca să stai acolo mai mult. Am înțeles că au niște documente și la muzeu, au niște documente și la centru de cultură. O să încerc să mă duc să văd ce pot obține de acolo, să găsim o modalitate de a revigora acest, sigur, nu o să găsim o modalitate de a-l planta goronul care să-l cuprindă 7 persoane, fiindcă în momentul de față nu se poate așa ceva, cu toate că tehnologia noastră a avansat. Dar să găsim o modalitate de a pune, nu știu, o statuie, mai consultat și cu cei de la Centrul de Cultură, probabil și cu cei de la muzeu, nu știu, o găsim o soluție, o formulă cu cineva ca să reactivăm acest eveniment, fiindcă în Comuna Chiești noi am fost învățați să sărbătorim. Sigur, și prin muncă, dar am fost învățați să și ținem anumite sărbători. Înainte de Revoluție era Ziua Minerului, era 1 mai, noi îl țineam chiar și pe 2 mai, era și 23 august. Erau evenimente la care oamenii se bucurau. Așa cum vă spuneam, înainte, în anii, prin anii 70, se mergea la gorul Mihai Viteazu pe jos sau căruță, că nu era niciun mijloc de transport, nimeni nu mergea acolo, cei singurii care se duceau cu mijloc de transport erau tractoarele care se duceau până acolo. Dar oamenii simțeau o altă viață, altă, și cred că ar fi foarte benefic pentru noi. Și atunci am putea să marcăm două evenimente, două puncte culturale, două puncte turistice prin care am putea să facem o zonă turistică la noi. Al doilea lucru, poate că am găsit o modalitate și de a să facem un punct turistic și din minerit, fiindcă zona noastră a fost o minerit. Acum minerit nu ne mai trebuie, că ajungem și mineritul de o istorie și atunci, dacă totuși e istorie, să-l băgăm în cultură, în artă. Nu știu unde îl băgăm, dar să fie oamenii să vadă că la noi a fost miner, avem și căștile de miner, putem să arătăm, nu știu. Dar am găsit o formulă în domeniul ăsta. Așadar, Primăria Chiești intenționează să identifice o modalitate de a revigora turismul în zonă prin reînvierea unui obicei vechi de a aduna comunitatea cu diferite ocazii la goronul lui Mihai Viteazu, dar și de a promova mineritul ca vector local al turismului.